Îi cer domnului viceprimar Păstrescu doamna consilier general ceea ce mi-a spus acum câteva minute și vă rog doamna consilier general, haideți să nu vă rog să nu mai întrerupeți ședința cu anumite probleme personale. Domnul consilier general, domnul Culea, dumneavoastră ați auzit despre ce este vorba? Este tolerabilă o asemenea intervenție să folosească asemenea cuvinte în ședința de Consiliu? Mi-a zis că am lucrat în baruri în Consiliu și că am fost consultată. Domnul viceprimar Bădulescu, sunt dumneavoastră nu interveniți la asemenea... Ați venit aici ca să... Scoateți-l din sală. Scoateți-l din sală. Scoateți-l din sală. Acest comportament obian se intensifică de la ședință la ședință. Trebuie să fie făcut un test normal. Putea pe un proiect în urmă de zi. Haideți să vă rog. Domnule Culea. Domnule Culea, ați văzut ce a făcut domnul coleg? Ce protest? Ieșiți în piață, luați autorizație. Pentru ce? Pentru ce? Pentru a-și cere scuze acestui limbaj? Nici o ședință. Vă rog frumos încetați, da? Vă rog frumos încetați. Doamna primar general, să vă precizare. Vă rog frumos. Nu luăm ai luat o rază de o dată iară. Nu mai este prima oară. Nu mai este așa. Hai să facem o ședință cum trebuie. Și avem pe video domnul Bădulescu. Haideți, vă rog, luați loc. Luați loc și vă răspundem, da? Păi da. Haideți, ca să ne liniștim. Domnul consilier Sabel, vă rog frumos, haideți.